Bună seara, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Sunt și eu, cum te spun acum aparat. Vreau să fac o cafea. Deja a doua pe ziua de astăzi, pentru că am băgat una dimineață. Am băgat o cafea dimineață și acum am zis să mai fac una, pentru că trebuie să mă fac să editez. Mai am cam jumătate din clipul pe care trebuie să-l postez în seara asta, aici pe care voi l-ați văzut anterior. Și mai am puțin de lucru aici, zic, mai bine până o să face ora de masă și așa, mai bag o cafeluță. Și voiam să vă povestesc un pic despre un mare rahat de lapte. Deci, din ce am observat eu, dacă vezi pe el bio-organic și din astea, fugi cât vezi cu ochii, pentru că în 90% din cazuri sunt căcaturi mai mari decât orice alt produs pe care îl găsești la raft fără nu știu ce etichetă. Ideea este că știți că eu în general beau laptele vegetal, ăla de la ADM, ori de ovăz, ori de migdale. Și aseară Mihai trebuia să meargă până la Lidl, o să vedeți că mai târziu o să facem un pic cu un grătar, adică mai mult facem focul pentru că am cumpărat niște vinete de la piață, aș vrea să le coc, să le curăț și să le bag la congelator, să mai am așa de o sălățică de vinete peste iarnă. Și o să fac și astăzi una proaspătă, bineînțeles. Și zic, ca să nu mai intri și la DM și la asta, zic, cumpăr și tu un lapte din ăla. Eu mai au băgat și cei de la Lidl ceva lapte vegetal, tot în exact în același tip de ambalaj. Dar ok, la ingrediente, numai că nu prea fac spumă, nu prea, adică le prefer pe cele de la DM. Da, el așa la ingrediente, sunt cam acolo. Cred că sunt fix același ingrediente, de fapt. Tot ulei vegetal au puțin, ovăz sau migdale și sare de mare, cam astea la toate. Și i-am zis, Mihai, am de la DM și de la Lidl. Și acum el zice, măi, dar nu mai găsesc pe ăla, stai să caut laptele vegetal. Și el, văzând aici Vermontul ăla, l-am luat la pe ăsta. Eu când am cunoscut acasă și am văzut aici că scriu bio-organic, eu mă mai uitasem la ăsta și am zis că nu. Deci, haideți să vă citesc ingredientele. Adică știam că nu e ok, dar na, asta este. L-a luat. Deci, este un lapte vegetal de migdale, da? Primul ingredient, apă. Nimic de la locul lui. Al doilea ingredient, zahăr. Lapte de migdale. Al doilea ingredient este zahărul. Și abia al treilea, deci are 2,7 zahăr și 2,3% migdale. Deci ca să ne înțelegem. Bine, și după aia nu mai zic, sare de mare, ok. Gumă de nu știu care, emulsifiant de nu știu ce. Nu. Și pe lângă asta să știți că nici nu face spumă, ok? Nici nu face spumă, ok? Și nici nu-i dulce. Vă dați seama că n-am mai pus în cafea și miere sau așa, zic, bă, măcar am în ăsta, las numai în ăsta. Nu acum că mă feresc eu de zahăr ca dracu de tămâie, că știți că nu pot, dar încerc cât de mult se poate, na, logic, să mai diminuez, na, dacă pot să-mi iau un lapte fără zahăr și să pun eu cât miere vreau, în general pun cam maxim, nu știu, nici măcar o jumătate de linguriță de miere, că mie nu-mi place cafeaua foarte dulce. De ce să nu o fac, știi, da. Na, deci când am citit ingredientele la ăsta, vă zic sincer că m-am oripilat. Așa că nu cumpărați lapte din ăsta de la Lidl. Cred că și alea de la Alpro au ingredientele mai bune decât astea de la Lidl. Pentru că știu că Alpro are, dacă vă uitați un pic, cred că un singur sortiment nu are zahăr și căcaturi. Dacă vă uitați la Alpro, la un pic pe ingrediente, o să vedeți că așa e eticheta de ingrediente la un lapte vegetal. Așa, acum stați că dau drumul la cafea după ce termin de vorbit, pentru că vreau să vă arăt un lucru de care mă țin. Deci mă țin să vă arăt chestia asta de, nu știu, cred că o lună, dacă nu mai bine, și anume soluția asta anticalcar de la DM, care este ieftină și cel mai eficient produs anticalcar din câte am încercat eu vreodată. În ultima perioadă foloseam doar Sano la calc sau ceva se cheamă, ăla, un bidon în ăla gri și era ok, dar nu se compară cu ăsta. Deci, e un fel de gel așa, doar eu pun pe laveta umedă și șterg direct. Dacă am o urmă, de exemplu, cum se adunase la robinet unde se mai prelinge apa pe robinet, acolo la bucătărie, aici la bucătărie și am pus numai puțin, vezi cum face așa, bolborosește,
Și am lăsat, nu știu, laș maxim un minut. Maxim un minut dacă e ceva mai persistent. Așa. Dacă e o pată din aia mai adâncă de calcar, aici unde stau eu este o problemă foarte mare cu calcarul și de asta vă zic că dacă aveți aceeași problemă, cu siguranță o să apreciați produsul ăsta. Și după aceea am dat un pic cu buretele și s-a dus de tamai stratul de calcar. Deci e foarte, foarte ok. Vă recomand inclusiv la vasul de toaletă, pentru că atunci când pe unde iese jetul de apă în toaletă, tot așa mereu se strânge calcar acolo și așa o dunguliță, vai, deci mi se pune pe suflet când o văd. De când am produsul ăsta, imaculat este totul, îmi place la nebunie. Deci, repet, din DM, cred că am dat, uite așa se cheamă, că e mai ușor să vedeți, cred că am dat 9 lei, oricum până 10 lei e bidonașul ăsta și într-o lună am consumat cam până aici unde începe eticheta. Ceea ce este foarte puțin pentru că nu folosești mult produs, e minunat. Și dacă tot la capitolul curățenie, îți vă arăt și ce produs am mai terminat. Cif, eu mereu am câte un cif în casă. Cel mai mult te folosesc pentru ghiuveta de aici, că dau cu peria bine și se curăță bine de tot ghiuveta de la bucătărie, pentru că mereu e câte ceva. Adică nu există să nu se... să nu intri, să faci așa urât inoxul ăla. Și cu ăsta curăț. Acum l-am avut în varianta asta roz, cu trandafir. Da, nu miroase neapărat trandafir, dar are miros foarte plăcut. Oricum îmi place mirosul trandafir, așa că nu mă supăr că nu se simte. Așa, apropo, am terminat asta, trebuie să ajungem neapărat la side. Când am mai fost de 1 milion de ani și am cam rămas fără cam multe chestii pe care le iau de acolo într-o cantitate mai mare. Dar... O să vedem, am zis cu weekendul ăsta, dar nu știu când mai va ajunge weekendul ăsta, poate dăm o fugă astăzi, oare n-au program și duminica, nu mai știu. Mă intre să ajungem și până la Jumbo, neapărat, deci este absolut urgent să ajung la Jumbo. Trebuie să iau un preș neapărat pentru magazin, tot căcatul de genul ăsta și tot am zis săptămâna trecută că mergem, dar n-am reușit pur și simplu. Și weekendul ăsta neapărat trebuie să mergem. Și când vine Mihai acasă de la lucru, am zis o să mergem în grădină, să facem un grătărel, am cumpărat și un pic de piept de pui, să facem așa și ceva carne la grătar. Și o să oprească el pe la Auchan pentru că am descoperit un halloumi super, super fain. Ăla de la Lidl nu mai găsim halloumi din 1 milion de ani, ăla a lor, de Lidl, care îl fac ei. În schimb, am găsit un nou produs de Auchan. Vai, deci mie mi se pare mult mai fain decât ăla produs de Lidl, dar dacă îl găsești Mihai, sper să-l găsească, mi-e chiar poftă. O să vă arăt, gata, nu mai pălăvrăgesc, am vorbit deja o grămadă, o să-mi pun în cărița dovlecel. Vai, dar stați că mai am să vă arăt ceva. Deci, acum o săptămână, cam așa, că luni, da, sunt trecută, îmi scrie pe Instagram Andreea, o urmăritoare, să-mi spună că au găsit aceste cănuțe la Pepco și știi cât sunt de râvnite și dacă îmi doresc și eu una, că o cumpărat și ea două. Și zic, Doamne, ce am făcut așa de bună viața asta ca toate să vă gândiți la mine? Și vă mulțumesc din suflet. Și îmi zice, păi, dacă vrei, putem să ne întâlnim că stau două străzi mai acolo de tine. Mi-am luat panică, vă zic sincer, pentru că, na, știți că acum, cu care m-am mai întâlnit în Lidl, mă întâlnesc, cred că la maxim 2 săptămâni ne întâlnim cu cineva care ne urmărește și chiar săptămâna trecută, doamna Geta, vă salut pe calea, s-a trecut prin fața magazinului, ne-au văzut, au intrat să ne salute, știți că vă urmăresc, m-am mai întâlnit pe la Lucian, iar cu o doamnă, uite, n-am întrebat-o cum o cheamă, dar se știe dumnea ei, și... Na, nu prea filmez așa. Acum, când stați prin zonă și v-ați prins pe unde stăm, e normal că, na. Băi, dar m-a luat o panică. Și zic, mamă, frate, cineva știe unde stau și eu nu știu. Bineînțeles că nu e o chestie... Acum, vai, secret de stat sau așa, dar știți că, mai ales fiind totul public și așa, poate să te mulească și tot felul de nebune. Adică nu toată lumea este bine intenționată, vă dați seama că... Da, probabilitățile sunt mici, dar nu pot să nu iei în calcul și asta. Și mi-a zis că, de fapt, m-a văzut de mai multe ori și a văzut unde stau când se plimba cu copilașul pe stradă și așa. În fine, ideea este că m-a localizat. Și am ieșit la plimbare cu ea și cu băiețelul ei într-o seară, luni seara. Și mi-a dăruit
această cănuță superbă, superbă și cu o pereche de șosețele pe care o să vi le arăt, care au fular. Deci am leșinat când am văzut și mi-a pus și ciocolată caldă de la La Festa, pe care știți că chiar am folosit-o și am băut din ea într-o seară, cred că chiar în seara aia. Și gata, am și o cănuță de Crăciun, deci nu-mi vine să cred. Îmi place din nu mai pot. Eu, că săptămâna trecută, când am, ați văzut că am fost prin Pep Copii Sensei, eu chiar m-am uitat să văd dacă ori băgat, dar la Sensei am găsit o cană, am și filmat-o, atât. Deci nu, erau mai multe, deși acum am văzut că e nebunie prin Sensei, tot mi-a apar TikTok-uri. Și da, nu mi-a plăcea neapărat și pusesem ochii pe asta, că o văzusem în online și mai văzusem una cu căsuță, ceva care mi-a plăcut foarte mult, nu mai știu, nu mi-aduc aminti exact. Dar oricum, văzusem mult asta și chiar mă bucura super mult că da, s-au gândit la mine să-mi scrie dacă mi-o doresc. Și îi mulțumesc încă o dată și pe această cale. Așa că, hai să fac cafeaua și o să vă arăt șosețele alea, că sunt prea drăguții. Deci, vă rog să spuneți voi dacă ați văzut niște șosete mai drăguții decât astea. Măi, sunt extraordinar de drăguții. Aici e partea de sus și vine așa, deci practic pe piciorul să-ți vină în sus fulărelul cu ciucurașii, cu... Sunt foarte drăguții. A, și uite că au, că nu le-am desfăcut, am zis că o să-l desfac eu atunci. Și au și antiderapant în formă de fulg din ea, cred că, mă. Băi, deci... Da, și din alea. Vai, de ce superbe. Uite, îți luate de la Sensei dacă vă interesează. Foarte drăguți. Îmi plac din nu mai pot. Bine, cred că, dar eu cred că asta e printre ultimile zile de toamnă așa călduroasă. Ce zici? Nu, eu așa cred. Ne-am mai ocupat pe aici, am mai completat aici bucata asta de gard. Îmi plăcea mie și tot mai aveam niște scânduri și am făcut așa la dublu ca să, vedeți, să nu se mai vadă. Doar poarta o lăsăm descoperită și acum Mihai se ocupă de grătar. Bine, grătar, avem fix 4 feluțe de piept de pui. Și halumi. Bineînțeles că nu mai găsim Mihai halumi din ăla de Oșan. Aia e. Și vinetele o să le punem la făcut la sfârșit. Am luat așa, niște vineti micuțe. Dar cred că fac vreo 2 punguții, nu? Tu ce zici? Din vinetile astea fac și astăzi un pic de salată, nu? Fac și azi un pic de salată de vineti proaspăt, da. Să fac puțin și să mi-am pus ulei în cap ca să stau așa câteva ore până îl spăl și coafez. Și cam astea sunt știrile din grădină. Stăm așa, am pus și muzică, doar că acum am oprit-o ca să pot să filmez. Neața, haideți să vă arăt cu ce m-am îmbrăcat înainte să ieșim din casă. Am așa, bluza asta, v-am arătat-o în holul ăla de toamnă. Am o pereche de blugi și o vestă și o geantă neagră, pentru că o să-mi iau adidași negri. Toate sunt de la Lucian, mai puțin geantă. Acum realizez. Mihai are una bucată șapcă. Una bucată șapcă, Mihaiță. Ochelari. Un tricou porc și niște blugi. De porc? Blugi rupți, că nu au bani de unica lumea. Da, o dat când vine. Ai văzut nou trend? Trebuie să pun niște macrameuri, să vorbim cu mama aia. Ah, da. Da, am văzut arătat ieri, Mihai. Și era câte un mileu așa pe dedesubt, dar efectiv mileu. Da, prins așa, din gaura, era mileu alb. Aia îmi doresc. Prima oprire pe ziua de astăzi este la Jumbo. Am zis de ieri că trebuie să mergem. Bună dimineața, bună dimineața. Cu ce mai trebuie să luăm? Da, e 12 și un sfert acum. S-a schimbat singur ăsta la mașină. Păi așa e, că vine ceasul. Așa și se luăm una alta. Da. Și după aia o să mergem, cred că, până la Ikea. Vreau să mai iau o lingerie. Era plinstă de mult, dar mai întâi să văd cum se comportă asta. Eu am și chiar îmi place foarte mult cum îi las pălat și așa. Și nu a intrat deloc la apă, nu s-a decolorat.
chestii ridicule, ci unde și în vlog, mă, ce mai fac dacă acum am uit după, vai, dar am văzut pe TikTok, o băga la Oșan și Mihai zice, și că să știi că la Oșan, că el a fost ieri până la Oșan, când a venit spre casă, și că să știi că la Oșan a băgat decorațiunile de Crăciun, zic, mamă, frate, am văzut că e nebunie, decorațiunile și alea la Oșan sunt foarte faine, dar lasă, asta lăsăm pentru luna decembrie, adică în detaliu așa nu mă uit, doar trag așa cu un ochi, doar ceva așa și cam atât, dar în rest, vezi, că avea viteză în sensul girator. Foarte bine. Făcea raliu în sensul girator și te-ai băgat în față. Da, și acum mai întâi mergem la Ciumbu, este foarte cald. E 23 de grade, dar nu știu că mor de cald, bine, bine că și în vest, asta ține foarte cald. Dar oricum e super bine afară. Vedem ce mai fi. Deci parcarea este absolut full la Ciumbu. Deci am parcat tuma, ia uitați. Deci când îs, dacă aici este parte de aici, nu știu, undeva de aici încolo este parcare ocupată, înseamnă că treaba e nasoală. Și înseamnă că e plin la Ciumbu. Oh, bine că avem listă, dar aș fi vrut să mai casc și ochi așa pe la chestii. Dar nu știu ce să zic. Sper să am loc. Ce zici? Ce nu? Am, dacă vreau un fac, dau din coate. Deci la Ciumbu este practic Crăciun. Și am zis lui Mihai că... în pantalon scurt și tricou. A? Crăciun în pantalon scurt și tricou. Și am zis lui Mihai că nu filmezi acum tot de Crăciun. Când de decembrie ce ai mai filmat? Dar Mihai zice că dacă mai ai ce să mai filmez. Și eu, a, da. Dar nu cred eu că cineva cumpăr acum chestii de Crăciun așa. Și pe aceea m-am uit așa de jur împrejur. Băi, lumea este nebună, efectiv. Deci plini coșurile cu decorațiuni de Crăciun și cu toate nebunile. Deja pe 15 colo erau din astea goale. Eu sper totuși că o să mai bagi marfa, adică în decembrie când vrei să vezi, când vrei să vezi chestii de Crăciun, să cumperi, să așa, să nu mai ai ce cumpăra, că s-o cumpăra din octombrie. Adică eu sper să nu se întâmple asta. Și
O să vă arăt acasă ce am cumpărat. Da, mai multe chestii. Și acum vreau să mănânc biscuit de Oreo. Mereu îmi iau Oreo când vin aici. Caut tot felul de aromii din astea pe care cum aș uita în supermarketuri. Dar acolo, aici mereu la acasă, știți, și îți cu ochiul. Vai, dar n-ai mâncat Oreo cu caramel și aromă de vanilie. Dar n-ai mâncat Oreo cu brownie și nu știu ce. Deci mereu iau câte o din asta diferită. Și acum ne îndreptăm către Ikea. Vai, deja drumul ai rămâncă. Am ajuns la Ikea, eu mi-am luat niște cartofi prăjiți, am uitat să mai încomand și altceva și deja a făcut simplu data, n-am mai dat nimic. Mi-am luat un cappuccino, o apă cu zmeură, Mihai și-a luat un espresso, o chifră. De ce râzi? Ceva pentru copii, cred. Voia rapul ăla vegan, dar nu mai aveau și acum aș lua două medalioane din astea cu legume. Băi, și-am luat prăjitură cu măr, l-am convins cu Mihai să-și ia, eu am mâncat-o odată. Vai, deci asta este cea mai bună prăjitură cu măr pe care am mâncat-o în viața mea. Dacă mergi la Ikea, neapărat să încercați, e super, super bună. Hai să avem poftă. Mergeam în vizită, știi? Și mă mâncam la bătrânele. Îți amintești de o prăjitură de copilărie? Nu știu, ați extraordinar de fain, dacă aș ști cum n-ai băi și te-a luat ăsta așa, nu știu, îmi place max. Bine, aici eu am luat din ăsta ras așa și pus cum faci la prăjitura cu măr, cu morcov. Dar nu știu aici cum ai făcut. Mi se pare a fi, știi cu ce achituce? A luat acolo când mâncam eu plăcintă la KFC sau la altceva. Plăcintă? Cu brânză sau cu... Cum e cheesecake-ul, zici tu, așa, de la KFC. Fix a luat ăla. Zici că i-a luat așa din ala? Da, acolo mă duce. A luat-o de sub. Fix acolo mă duce. Bun. Am ajuns acasă și acum zic să fac haul-ul cu ce am luat de la Jumbo și ce am luat de la Ikea. O să încep cu Ikea pentru că am cumpărat mai puține lucruri. Și încep cu acest cearșaf care este foarte fain. Mai am unul din ăsta, e din bumbac și tot așa se comportă foarte fain. Când am luat lenjeria ailaltă, am luat tot un din ăsta și foarte, foarte fain. Așa că am mai luat unul și... Că îmi place că nu se scamoșează, nu se arată foarte bine după multe spălări. Și lenjeria pe care am ales-o este aceasta. Mi s-a părut superbă de când am văzut-o prima dată. Și am zis că dacă ai la altă o să fie ok, o să o cumpărăm și pe asta. Îmi place foarte, foarte mult. Îmi place mult de tot. Așa că până nu o să le uzez bine pe astea două, nu mai cumpăr altele. Și am mai luat Mihai 5 din astea de pus... Le bagi merașul pe aici ca să nu-ți strice hainele aici la umăr. Și pentru hanoraci, nu știu la ce mai el la geci, nu știu. Dar astea au zis că pentru hanoraci pe așa 5 bucăți din astea au luat. Și eu mi-am luat niște lumânări parfumate. Vai, care miros extraordinar. Miros ca niște prăjituri din alea cu vanilfa. Nici nu trebuie să mă apropii că simt un miros super fain. Eu de obicei aprind seara câte o pasteluță din asta, ține 3 ore jumate, una numai bine când stăm la televizor până ne culcăm, arde o lumânărică din asta și parfumează frumos camera, dar fără să trebuiască să o sting că miroase mult prea tare. Și eu mai am ceva acum, dar ceva cu ceva de primăvară, nu mai știu exact cu ce și nu prea se potrivește cu sezonul, așa că astea cu vanilie, cu ciocolată, cu preferatele mele în sezonul ăsta. Și când le-am văzut pe astea la Ikea, am zis că nu pot să ratez. 15 lei au fost, dar sunt multe. Sunt 30 de bucăți. Așa. Și acum, haideți să începem minunatul haul Jumbo, pentru că am luat o grămadă de rahaturi. O să încep cu primul lucru pe care l-am cumpărat, niște lucruri, o chestie extrem de utilă și absolut necesară, și anume această pereche de cercei. Mie îmi place, deci uitați de câte zi drăguți, mi-e place foarte mult iarna să port cercei așa tematici, mai am unii cu ceva om de zăpadă tot de la Jumbo și am purtat foarte mulți ani, tot din material din ăsta așa, tinichele cumva, dar e material așa grosut, adică nu, oxidat, arată foarte bine, aia cu argintiu, ăștia cu auriu așa și niște reni și am zis că dacă nu iau acum 10 lei, cred că da pe ei, este foarte posibil să nu mai găsesc, că știu că ceva de genul văzusem și anul trecut, dar după aia când m-a hotărât eu să-mi iau în decembrie, n-am mai găsit, așa că pe ăștia i-am luat acum, cred că o să vadă foarte drăguț așa în urechi. După aia, niște din astea dupuri de urechi. Eu mi-am luat o chestie din asta de spălat pensule și mai aveam una mică pe undeva, dar era prea mică, nici nu știu pe unde este. Asta mi-a plăcut mai mare și are și ventuzi așa să o pun exact în ghiuvetă când spăl pensule și mi se pare foarte utilă. Cred că tot 10 lei am dat. Cred că chiar azi o să-și folosesc când să-mi spăl pensulele. După aia am luat o săculeț din asta, am uitat să-l las în mașină, că l-am luat pentru mașină. Mi-a luat foarte bine.
să-l țin pe acolo prin mașină, să miroase frumos. Am luat niște linguri. Eu mai am linguri din astea, încă un set tot de 3. Și să știți că sunt foarte bine și foarte buni și se comportă foarte bine la mașină, spăla vase, nu ruginesc, nu nimic. Sunt din oțel inoxidabil, așa că am mai luat încă 3 ca să fie, pentru că nu știu ce ne-a mai întâmplat, dar noi niciodată nu avem linguri, că vrem să mâncăm, toate sunt la spălat. Așa că o zis Mihai, știi ceva, acum mai cumpărăm încă o tură de linguri. Da, mai am o chestie din asta ca să fie acolo. Mi-am luat 2 solnițe din astea pentru condimentul ăla de cafea, ginger, ceva alea de la Lidl, de le folosesc eu iarna la cafea. Și am luat 2, să-mi pun, umplu unul aici, acasă, și unul la magazin, pentru că și acolo beau cafea destul de des, adică în fiecare zi beau cafea la ora 3, așa. Mihai și-a luat un ciocan. Un ciocan cu cap din ăsta de cauciuc, că a zis el că a mai avut nevoie și nu a avut, ca să nu strice cu ciocanul, cum dă cu ciocanul normal, în fine. Deci e o chestie, un ciocan din ăsta cu cauciuc. Petișoare de urechi, pentru că, după cum știți, am consumat aproape jumătate din asta de cutii cu covorul meu, care, apropo, a ieșit 99,9%, să zic așa, eu că știu exact unde este pata, să mai de un pic roziu. Dar, mă, rest, nu, dar și voi mi-ați scris că dacă o să mai spăl covorul așa cât îl șterg și așa, o să se ducă de tot. Și așa cred și eu. Așa că am luat niște bețișoare din astea de urechi, preferatele noastre. Mi-am luat niște cleme din astea. Eu mai am. Este prins părul, dar acum mă ajută foarte mult. De exemplu, aseară mi-am făcut părul, știți, mi-am făcut azi dimineață. Și după ce fac bucla, prind cu clemă și las așa să se răcească. Bine, și peste noapte am o eșarfă de satin pe care mi-o pun în cap. Și funcționează foarte bine. Și acum mi-am luat niște clame din astea pentru că aveam doar să-mi fac jumătate de cap și după aceea cealaltă jumătate trebuia să le desfac pe astea, așa, încât nu m-a venit să am pe tot capul, să le mai las așa să se răcorească bine părul și după aia le dau jos și îmi pun satinul ăla. Am mai luat un scotch. O găsim, Mihai. Deci nu vă zic cât am căutat pe la furnizor și pe la din astea, niște șurubelnițe din astea care să fie magnetice. Șurubelnițe din astea foarte mici pe care noi le folosim la ochelari. Bine, nu pot să folosesc toate chestia asta la ochelari, dar am oricum capetele care mă interesează. Și când au zis Mihai că sunt magnetice, am zis aleluia! Nu vreți să știți ce chine este, sunt cu șurubele alea mici, 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 să schimb pernuții și să, pe acolo. Astea magnetice sunt superbe. Așa că mă bucur că le-au găsit. Am luat-o pentru magazin, un cap din ăsta de mop. Așa, am mai cumpărat și probabil ați văzut în coș un preș din ăsta de pus la intrare, un pic mai mare. Nu l-am mai adus pe ăla din mașină, l-am lăsat în mașină. Tot pentru magazin am luat un coș din ăsta, în care o să ne punem comenzile. Mai am unul, e aceeași culoare, doar că e alt model. Bă, și așa mă enervează că n-am mai găsit modelul ăla, deși îl caut de jumătate de ani, cred că dacă nu mai bine. Nu știu cine, am luat 2 coșuri din alea atunci. Dar, na, am zis că oricum e aceeași culoare. O să arate bine unul lângă altul. Ce mi-a luat? Mi-a luat un ruj. Băi, deci mi-a luat un ruj. De la ușa, ceva, nu știu. Pe mine știți ce m-a interesat? Vedeți cum am acum buzile. Apropo, creionul ăla de buze pe care l-am luat, ați văzut în vlogul trecut de la... Trebuie să mă duc să fac stoc de 10 creioane din alea esti. Nuanța de maro perfectă pe care o căutam, îmi place la nebunie. Și, de exemplu, acum luat cu creionul ăla și am un ruj de la Evelyn care mi s-a terminat, nu prea mai am în el. Și eu am zis că ăsta este super asemănător cu ăla la nuanță. Oh, dar și la textură. Ah, miroase foarte bine. Mai eu sper să nu fie vreo... M-am uitat eu pe ingrediente, pe astea, vă, care ingrediente trecute și din astea. Ia. Cred că e un pic mai roz la leu, ia stați așa. Păi, să știți că sunt foarte asemănătoare. Ăsta de la ușa, parcă e un pic mai roziu, dar nu mă deranjează. Ăsta e la pe care îl folosesc, eu vi l-am mai arătat eu pe ăsta, este foarte bun. E de la Evelyn și nuanța 01 din gama asta, Oh My Lips. Uite, cam asta ar fi diferența dintre ele. Vedeți, ăsta e un pic mai roziu și ăsta e un pic mai spre maro. Am zis că o să fie la fel. Mi se pare că arată foarte bine. Acum ați văd și cum rezist, o să vă țin la curent. Prețul, tot cam același ca acum la de la Evelyn, 10 lei. Ăsta de la Evelyn, la ala dintr-un set, avea și creion și a fost undeva, cred că vreo 20 de lei, da? Deci tot pe acolo, pe undeva îi. După aia, am mai luat așa, 3 seturi din astea de
pus, noi le punem la geamuri, știți, în fiecare iarnă, ca să tragă umeziala, pentru că inevitabil se formează condens pe lângă geam, oricât de puțin, așa că prefer să-l absoarbă. Și am luat 3 din astea. Una i-am luat-o pentru mătușa, că știu că a menționat și ea că ar vrea. Și o să-i duc o din asta. Am mai cumpărat încă 2 bile din astea pentru uscător. Funcționează foarte bine. Avem 4, știți că le-am pe alea scumpe, de la care sunt identice, ale de la Carrefour, 2 și acum și cu astea avem 6. Că avem 2 de acolo și 4 de la Jumbo, cum ar veni. Are de plătit Mihai niște pantaloni la Lucian și a zis că îi dă 500 de euro și ce-ți păstrezi restul, asta este o ciocolată. Și elvețele, am mai văzut, dar ciocolată n-am văzut niciodată. Și glumii de-a lui Mihai, nu știu, nu mă bag. Așa, am mai luat 2 castronașii din astea, micuțe. Pentru că mi s-a făcut o poftă extraordinar de colivă. Am fost la Auchan acum, am cumpărat toate cele necesare pentru colivă. În seara asta o să fac colivă și vreau să duc unor vecini la magazin, așa că am luat 2 boluri din astea un pic mai mari, să faci pofta de colivă, dacă tot așa, și zic să cumpăr 2 boluri din astea ca să le dau cu tot cu bol, nu mai vreau înapoi bolurile, așa că am cumpărat și 2 din astea. Și am mai luat, puțin mai am, am mai luat 2 ghivece de ăsta, 2 ghivece așa, dacă știți voi, eu mai am unul din ăsta, doar că și în ăla am o nalbă mușcată, cum vreți să-i spuneți, pe care am băgat-o deja în hol, pentru că afară cred că deja e prea frig, doar că o vecină de-a mea mi-a dat acum în vară mai multe nalbi din astea, da, direct, fără... Știți că alea se mulțesc foarte ușor, când numai le rupi, pac, și le primise la rândul ei și mi-a dat mai multe din alea, băi, și toate s-au prins. Și eu le-am pus în ghivecile alea mari. Am zis că, bă, dacă surprind, surprind, nu, nu, ghivece mari pe care nu pot să le mut peste iarnă, alea acolo înțepenesc că sunt foarte mari. Așa că am zis să iau 2 din astea și să mut mușcatele alea în ghivecile astea și să le pun în scară, pentru că e păcat de ele. Dacă toți s-au prins, parcă n-aș vrea să le las înghețic astea, dacă îngheață nu își mai revin. Așa am luat 2 ghiveci la fel și zic, numai bine, la primăvară am 3 ghiveci la fel cu mușcate și numai bine le pun frumos aici pe terasă. Și încă o chestie foarte faină pe care am mai luat-o este acest suport pentru umbrele. L-am luat tot pentru magazin. Eu i-am zis lui Mihai de multă vreme să luăm, pentru că atunci când plouă, toată lumea vine, vă dați seama, vine cu umbrela udun, puneți acolo jos pe gresi. Pune omul pe jos pe gresi. I-am zis lui Mihai, hai să luăm un suport din ăsta de umbrele. El, nu, că ruginești, că nu știu ce. Acum am văzut că el aici înăuntru. Păi, dar noi îți deștept ăștia. Au, are o tăviță din asta din plastic, practic să nu stea apa pe metalul ăla și mi s-a părut foarte drăguț. Aveau și mai mari, dar am zis că ăsta e suficient. Poți să pui în el și umbrelă mică și umbrelă mare și cam așa arată. Arată foarte fain, are așa un model cu umbreluțe pe el, dar e foarte fain suportul ăsta și cred că o să vină super acolo la magazin. Da, și cam astea sunt cumpărături, deci cred că o să deschid toate geamurile pentru efectiv mă scurt de căldură, nu mai pot de cald. Și de acum noi o să ne vedem săptămâna viitoare cu un nou vlog. Mă duc să mă apuc să pun de colivă. Trebuie să spargă și Mihai niște nuci când avem sparte. Și cam asta a fost vlogul nostru de astăzi. Mulțumim foarte mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Ciao!